Analiza celor mai recente evoluții macroeconomice relevă menținerea ratei anuale a inflației în teritoriu negativ, concomitent cu accelerarea creșterii economice, exclusiv pe seama expansiunii cererii interne. Ca efect al reducerii cotei standard a TVA de la 24% la 20% și al diminuării prețurilor alimentare și energetice pe plan internațional, rata anuală a inflației a evoluat în linie cu prognoza noastră, coborând de la nivelul de 3,5% în luna mai anul curent, de la -0,93% în decembrie 2015, la nivelul de -3,5%. Rata medie anuală a inflației, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum, a fost în luna mai anul curent de -2,1%, iar indicele armonizat al prețurilor de consum, indicator relevant pentru evaluarea procesului de convergență cu Uniunea Europeană, a înregistrat un ritm mediu anual de -1,7%. Creșterea anuală a produsului intern brut s-a intensificat, atingând în trimestrul 1-2016 nivelul de 4,3% față de 3,8% în trimestrul anterior. Majorarea rapidă a consumului final al populației, în condițiile sporirii veniturilor acesteia și ale extinderii acțiunii stimulilor fiscali, a determinat atingerea celei mai înalte dinamici a PIB, produsul intern brut, din perioada post-criză, dar și un avans semnificativ al importurilor. Dinamica înaltă a importurilor a condus la deteriorarea balanței comerciale, care, împreună cu o relativă restrângere a intrărilor din fondurile europene, s-au reflectat asupra deficitului contului curent. Această evoluție a fost parțial contrabalansată de consolidarea surplusului la nivelul balanței serviciilor. Din perspectiva ofertei, principalul determinant al accelerării creșterii economice a fost valoarea adăugată brută a sectorului serviciilor, ponderea acesteia în produsul intern brut, atingând în premieră 60%. Cele mai recente date și sondaje de conjunctură indică expansiunea în continuare a cererii de consum și un nivel ridicat al costurilor unitare cu forța de muncă în industrie. Condițiile monetare reale au rămas stimulative, procesul de monetizare s-a intensificat, iar creditul acordat sectorului privat și-a consolidat traiectoria ascendentă datorată dinamicii componentei în lei. Ponderea creditului în lei în totalul creditului neguvernamental a atins 54% în luna mai 2016, cel mai mare nivel înregistrat din 1997. Această evoluție certifică îmbunătățirea transmisiei politicii monetare, contribuind totodată la atenuarea riscurilor la adresa stabilității financiare. Creșterea volatilității piețelor financiare internaționale în contextul referendumului din Marea Britanie s-a reflectat și asupra pieței locale, cursul de schimb al euro înregistrând însă mișcări mai reduse decât ratele de schimb ale celorlalte monede din regiune. Rezervele internaționale ale României se mențin la un nivel ridicat, iar poziția externă a României este sustenabilă. Acestea, coroborate cu existența în prezent a unui cadru macroeconomic stabil, asigură o bună rezistență a economiei românești față de șocuri externe adverse. Previziunile pe termen scurt indică menținerea nivelurilor negative ale ratei anuale a inflației, deși cu valori semnificativ mai reduse datorită epuizării impactului direct al extinderii în iunie 2015 a cotei reduse de TVA la toate alimentele.
Perspectiva revenirii graduale a inflației în teritoriu pozitiv este marcată de riscurile generate de mediul intern și de riscurile din mediul extern în condiții de incertitudine ridicată. Mediul extern este caracterizat de persistența nivelurilor scăzute ale inflației, precum și de accentuarea incertitudinilor privind creșterea economică mondială, a celor legate de statutul Marii Britanii în raport cu Uniunea Europeană și a celor referitoare la politicile monetare ale principalelor bănci centrale din lume în condițiile sporirii volatilității pe piețele financiare globale. Pe plan intern, riscurile au ca sursă conduita politicii fiscale și de venituri, precum și efectele adverse generate de modificări ale legislației din domeniul financiar bancar. Pe baza datelor disponibile în prezent și în contextul unor incertitudini sporite, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an și continuarea gestionării adecvate a lichidității din sistemul bancar. Consiliul de Administrație a hotărât totodată păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Deciziile Consiliului de Administrație vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Conduita prudentă a politicii monetare și dozarea adecvată a instrumentelor sale, alături de măsurile preventive din domeniul supravegherii prudențiale a sectorului bancar, sunt de natură să întărească capacitatea economiei românești de a face față șocurilor. Consolidarea situației economice reclamă însă asigurarea unui mix echilibrat de politici macroeconomice, precum și progresul reformelor structurale. Banca Națională a României monitorizează cu vigilență evoluțiile mediului internațional și intern, fiind gata să utilizeze toate instrumentele de care dispune în această perioadă de incertitudini sporite. În calitatea sa de membru al Sistemului European al Băncilor Centrale, Banca Națională a României este în permanent contact cu alte bănci centrale din sistem. Banca Națională a României reiterează că va acționa permanent pentru îndeplinirea obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu și pentru menținerea stabilității financiare. Conform calendarului anunțat, următoarea ședință a Consiliului de Administrație dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 august 2016, când va fi analizat nou raport trimestrial asupra inflației. Acesta este comunicatul. Răspund la câteva întrebări. Bună ziua, aș dori să vă întreb dacă puteți detalia ce înseamnă acest mesaj că Banca Națională este pregătită să acționeze și în contextul de incertitudini crescute, care dintre instrumentele de politică monetară credeți că, sau pe baza experiențelor din trecut, se dovedesc cele mai eficiente? Și aș mai avea și o a doua întrebare, vreau să vă întreb dacă inflația, nu ați mai menționat faptul că inflația va reveni în teritoriul pozitiv în luna iulie. Asta înseamnă că vedeți o inflație negativă mai pe o perioadă mai lungă de timp și ce implicații are asta asupra viitoarelor decizii. Mulțumesc! La a doua întrebare, să încep cu a doua întrebare, este mai simplă. Factorii externi, cu alte cuvinte, nivelul scăzut al prețurilor de import,
acționează și asupra prețului interne. Economia românească este o economie deschisă, importurile au o pondere ridicată în produsul intern brut și, în consecință, noi vedem o, să spunem, diminuare a inflației negative în lunile următoare, dar într-o măsură mai mică decât în prognozele anterioare. Bineînțeles că o asemenea traiectorie va influența deciziile de politică monetară ale băncii naționale. Dar dacă faceți o analiză de text, și chiar vă rog să o faceți, acest text, acest comunicat, veți constata că dominanta este incertitudinea. Și nu este numai la noi, este în general în Europa și în lume. Iar incertitudinea a fost sporită de votul din Marea Britanie. Ca o consecință, o relativă noutate, este faptul că abordarea noastră devine mult mai practică. Deci, vedem cum evoluează lucrurile și acționăm cu arsenalul avut la dispoziție. Beneficiem în acest sens de faptul, noi, Banca Națională, că tot arsenalul este disponibil. Nu avem instrumente blocate sau aflate la limită. Acesta este un avantaj. La prima întrebare, care se refera la o detaliere, răspunsul meu este mai scurt. Mai mult detaliu decât în acest comunicat n-am cum să vă dau, întrucât incertitudinea ne face să ne duce în imposibilitatea de a fi mult mai concreți. Deci, elementul nou este această inclinație mai pragmatică, mai, să spunem, să folosesc cuvântul dumneavoastră, detaliată în funcție de evoluția evenimentelor, nu? A politicii monetare pentru perioada următoare. Vasile Coman, bancherul, două întrebări. Dacă puteți să ne detaliați puțin cum s-a simțit asupra pieței financiare șocul Brexitului în primele ore, în prima zi? Haideți să vă răspund rapid. A fost mai degrabă un șoc emoțional. Pe piața monetară a fost imperceptibil. Cred că s-a exagerat când s-a spus că s-au mișcat dobânzile. S-au mișcat chiar mai puțin dobânda ROBOR decât s-ar fi mișcat într-o perioadă obișnuită, să spunem. O mișcare de la 0,75 la 0,82 sau cât a fost ea, este aproape fără impact, se poate întâmpla în orice moment. Și în orice caz n-a fost determinată de intervenția Băncii Naționale. Noi nu, pe piața valutară, noi nu comentăm intervențiile noastre și ce facem pe piața valutară. Dar pentru a arăta maniera, să spunem, emoțională, și e un cuvânt soft, așa, un cuvânt ușor, în care s-au promovat, că informațiile s-au luat de la o sursă la alta, trebuie să vă spunem că nici cel puțin nu ne-am gândit să intervenim pe piața valutară, nici cel puțin nu ne-am gândit, nu că n-am intervenit, și că cursul s-a corectat de la sine după primele intervenții. Textul din comunicat, cred eu că este edificator. Mișcările pe piața monetară și valutară din România au fost mult mai mici decât în alte cazuri și aș spune că aproape nesemnificative. Asta pentru că piața financiară din România e mai mică decât cea din Polonia și din alte țări? Nu, cred că piața a fost, să știți, a fost în general subțire. Și spre surpriza multora, pe o piață subțire, amplitudinile sunt mari. Deci când piața este subțire, cu o sumă mică poți să duci cursul în sus sau în jos, pe
diferențe destul de mari. Deci piața n-a fost așa o piață plină de activitate. A fost o piață subțire. Și dacă și pe o piață subțire amplitudinea a fost mică, eu spun că impactul a fost minor. Există și această situație în care incertitudinea paralizează acțiunile jucătorilor de pe piață. Eu nu pot să spun acum dacă aceasta a fost situația din România. În teorie și în practic avem și situația asta. Dar, în mod concret, și în prima zi și zilele următoare după anunțarea rezultatului votului, mișcările din piață au fost limitate, spune nerelevante, cu excepția vânătorilor de știri, care au vrut să dea o lovitură media, dar în sfârșit. Am văzut că astăzi cineva, spre ajutorul nostru, a făcut și un calcul, pentru că s-a trecut din rău mai rău și s-a arătat că o mișcare de 0,11 puncte procentuale, nu procente. Într-adevăr, când dobânda se mișcă de la 0,74 la 0,86, parcă nu mai țin minte cât este, dar în orice caz, dacă calculez procentual, înseamnă 12%. Păi, și când se mișcă de la 0,1 la 0,2, înseamnă 100%, creștere de 100%. Nu o să ne jucăm chiar așa cu cifrele. Și în orice caz, când spui, s-a dublat dobânda în piață de la 0,1 la 0,2, este o exagerare. Trebuie să uiți și la un bun analist, să uită și la cifra ca atare. Deci o mișcare de 0,11 puncte procentuale, puncte de bază, scuzați că nici cel puțin puncte procentuale, sunt puncte de bază, sunt. Este una foarte mică. Este foarte mică în condițiile în care dobânzile sunt oricum la nivel foarte, foarte scăzut în România. Sunt cu mai mult de 1% și ceva, sau cu 1% sub rata de politică monetară. Calculul ne arată că la un credit de 50 de euro, costul suplimentar e ceva de ordinul 5-6 lei. E foarte bine că se fac și calcule adevărate. Altfel intrăm într-o abordare pur emoțională, exagerată și, să spunem așa, nedemnă de stadiul în care a ajuns sistemul financiar bancar și presa economică din România. Deci, mișcările au fost extrem de mici, ca să spun ceva mai pe scurt, să nu vorbesc prea mult, îmi caut cuvintele, extrem de mici, aproape nesemnificative și comentariile au fost extrem de mari și, într-adevăr, uneori periculoase, că creăm probleme fără să ne doară capul. Ne legăm la cap fără să ne doară capul. În cazul acesta, alminter, noi ne păstrăm, ca să fie foarte clar, ne păstrăm aprecierile din raportul de stabilitate. Brexit-ul a fost un risc major, așa scrie în raportul de stabilitate, am spus acest lucru încă din primăvară, risc major, inclusiv pentru România, el s-a materializat, impactul însă este pe termen mai îndelungat, nu spun neapărat mediu și lung, pe termen mai îndelungat, nu imediat, și derivă din două elemente. Din incertitudine, lucru pe care îl găsiți și în acest comunicat, a sporit incertitudinea. Aici, ce s-a întâmplat imediat după Brexit, poate să nu fie de asemenea semnificativ. Eu nu spun că mișcările au fost nesemnificative în sensul că a fost bine. Putea ca o anumită presiune să apară peste o săptămână sau două în condiții de incertitudine. Și în al doilea rând, Brexit-ul slăbește spiritul european, am spus noi în raportul de stabilitate. Pentru România, spiritul european, aderarea la Uniunea Europeană, alinierea la normele europene, a constituit principala ancoră. Deci, într-un fel, noi vom trăi în perioada următoare o slăbire a acestei ancore extrem de importante. Aceste lucruri le găsiți în raportul de stabilitate și nu avem nicio modificare față de această evaluare.
Deci ce vă spun eu acum, că impactul a fost mic pe piața monetară și pe piața valutară, vă spun pentru că v-am citit sau am citit presa și am văzut că au fost reacții exagerate față de realitatea care a existat. Nu vă spun însă că impactul în zilele următoare, în perioada următoare, ar putea să fie mai mare. Și în aceste condiții de materializare a Brexit-ului și de perspectivele unui impact mai mare în următoarea perioadă și de modificarea contextului pe termen lung, Banca Națională pregătește o nouă strategie cu privire la adoptarea monedei euro, a pieței financiare și din alte puncte de vedere? Nu folosim terminologia asta, nu e vorba de o nouă strategie, e vorba de o strategie care va fi adecvată la condițiile care se vor dezvolta. Eu cred că nimeni nu poate în prezent să detalieze care vor fi condițiile viitoare din Uniunea Europeană. Nu știm precis nici când se va declanșa articolul 50. Ce va însemna ca proceduri, că va dura un an sau doi sau trei sau... Vedeți, sunt foarte multe ipoteze care sunt aruncate în piață. De aceea, noi nu folosim cât de puțin cuvântul o nouă strategie. Ne vom adopta și politicile și strategiile în funcție de situațiile care se vor dezvolta. Acesta este răspunsul nostru. De asemenea, revin și pentru întrebările precedente și politicile noastre, politicile curente din perioada următoare, vor avea un caracter mult mai aplicativ. Deci păstrăm o anumită viziune, nu ne schimbăm viziunea, bineînțeles, dar vom fi foarte atenți la desfășurarea evenimentelor. Și încă o întrebare, dacă se poate, referitor la impactul legii dării în plată asupra creditării. Am văzut că programul Prima Casă s-a epuizat, chiar cu o nouă suplimentare. Băncile mari nu mai au fonduri pentru prima casă, creditele ipotecare sunt mai restrictive, băncile se concentrează acum pe creditele de consum, în condițiile creșterii consumului, iar creditarea firmelor stagnează. Cum previzionați că există vreo problemă pe piața creditării în acest context? Și aici, datele înainte de aprobarea legii, condițiile dezbaterilor care au avut loc, precum și evaluările noastre, transmise publicului, inclusiv în raportul de stabilitate, raportul anual al Băncii Naționale, toate aceste date și evaluări sunt valide, rămân valide. Nu avem schimbări majore față de ce am scris și le puteți lua de acolo ca să scurtez răspunsul la întrebare. Credem că avem o descurajare importantă, mai mult decât semnificativă, a creditării și cu deosebire a creditării ipotecare. Și este normal să se întâmple acest lucru. Și aici avem incertitudini. S-a declanșat o suită de procese pe care le comunica și dumneavoastră. Noi nu dispunem în mod, să spunem, legal. Adică legea nu ne-a împuternicit să culegem informații pe această temă. Însă am cules indirect informații, datorită faptului că știm că această lege are impact prudențial asupra indicatorilor prudențiale și am cerut băncilor aceste date. Însă datele sunt incomplete, că ele vin numai de la bănci. Ori legea se aplică și la executori și așa mai departe. Și din datele pe care le avem până în prezent, se conturează o cifră mică, mică de tot. Probabil că dumneavoastră ar trebui să întrebați pe cei care au vorbit cândva de 900.000 de cazuri care vor fi, deci nici nu se poate imagina că se va ajunge la cifra asta.
Toată promovarea legii s-a făcut pe cifre exagerate, ca să nu spun mai mult, și pe informații incorrecte, cum că s-ar aplica directiva nu știu care și nu s-a aplicat nicio directivă, este legea chiar împotriva directivei, că ar fi în spiritul european, în Europa nu există o asemenea lege. Dar cifra aceea, cred că ar trebui să constituie un element de dezbatere, pentru că altfel toată dezbaterea nu și-are rost. Nu știm despre ce discutăm. Deci avem în prezent câteva mii de cazuri, dar ceea ce mi se pare mie relevant, din datele pe care le avem, de-aia nu vă dau cifra, pentru că, pe urmă, se creează o discuție asupra cifrei. Și vă spun din capul locului că nu știm dacă este cea care cuprinde toate cazurile. Nu avem această capacitate să cerem informații de la alții decât de la bănci. Aproape jumătate nu aveau restanțe de plată dintre cei care au apelat legea. Aproape jumătate. Deci asta este o problemă, spun eu, extrem de serioasă. Deci oameni care nu aveau restanțe, nu aveau probleme cu rambursarea creditului. Devenind ce am făcut? Am stimulat o răzgândeală, cineva care s-a răzgândit, nu mai vreau casa. Aceasta este o problemă la care trebuie să ne gândim mai mult decât ce spuneți dumneavoastră. Și avem o descurajare a creditării în general, pentru că un asemenea cadru legislativ incert, cu multe lacune, aș spune că legea este simplă. Eu nu cred că este un titlu de onoare, pentru că nu poți să faci o lege simplă care vine împotriva codului civil. Cum să faci o lege simplă și legea să intre în contradicție cu codul civil? Pentru asta trebuia mult mai multe elemente de detaliu. Deci nu putem să evaluăm, ca să răspund mai simplu, cu excepția acestei informații, care cred că este utilă pentru opinia publică, care vor fi consecințele asupra creditării în România. Se va crea incertitudine, neclaritate, procese, da? Și dacă tot m-ați întrebat și nu pot să mă abțin, pe site-ul Băncii Naționale există și celelalte două propuneri. Am făcut 5 propuneri, pentru că această lege să nu intre în conflict cu codul civil. Adică nu poți să faci o lege să intri în conflict cu dicta mai codul civil, pe care abia l-ai aprobat, nu? Și cu codul fiscal. Celelalte două propuneri, pe care le puteți, și care nu au fost aplicate, nu au fost luate în considerare, cred că ar fi făcut din această lege o lege mai realistă și de ajutor pentru cei care, într-adevăr, aveau nevoie de sprijin. Cam atâta pot să vă spun acum. Dacă mai este vreo întrebare, dacă nu, vă mulțumesc foarte mult. Mai am o întrebare. Vreau să vă întreb dacă în contextul actual ați discutat cu celelalte bănci centrale despre posibilitatea unor măsuri coordonate, dacă va fi nevoie. Nu a fost nevoie. Deci discutăm când e nevoie, deci nu a fost nevoie. Da, așa cum spunem în comunicat, suntem membri a unui sistem și păstrăm legătura cu alte bănci centrale. Mihai Baniță, profit.ro. În condițiile acestea de volatilitate și de incertitudine, cine ar trebui mai degrabă să pună bani deoparte? Românii care au credite în valută sau cei care au credite în lei? Depinde de bănțile. Mulțumesc. Grea întrebare. Grea întrebare. Deci, cum depinde ce înțelege și dumneavoastră prin a pune bani deoparte, adică să-și facă o rezervă, nu? Pentru... Această instituție, Banca Națională a României, așa cum a făcut și în trecut, va căuta pe toate căile și cu toate instrumentele pe care i le-a acordat legea să acționeze de așa manieră încât impactul să fie minor pe ambele sectoare. Și în ceea ce privește creditul
în lei și în ceea ce privește creditul în valută. Dar orientarea noastră este să stimulăm mai mult creditul în lei. Și, în general, nu ne schimbăm nici aici opțiunea, creditul în valută să rămână pentru cei care au venituri în valută. Creditul în valută nu trebuie nici interzis și nici descurajat pentru cei care au venituri în valută. Și atunci, mișcarea cursului pentru aceștia se contrabalansează cu plățile în valută. Acestea fiind spuse, noi însă trebuie să subliniem un alt lucru, că asigurăm stabilitatea financiară, stabilitatea relativă a dobânzilor și a cursului în condițiile date. Dacă condițiile interne și externe se schimbă semnificativ, ne adaptăm și noi parametrii de stabilitate la noile condiții. Nu mai există nicio întrebare. Vă doresc încă o dată să aveți vacanță plăcută. Numai bine!